Competiția s-a desfășurat la Mangalia și a reunit aproape 100 de sportive de la cele mai bune cluburi de profil din țară. Plecată pe litoral din postura de campioană națională în titre de tineret la categoria 57 de kilograme, lăcrămioara Perijoc s-a impus în semifinale în fața Lucianei Leu de la CSM Brăila. Sportiva antrenată de Doru Iftime a încheiat lupta încă din prima repriză. Brăileanca a fost numărată de arbitru, iar antrenorul său a fost obligat să arunce prosopul. Perijoc a repetat performanța în finală, unde a surclasat-o pe Maria Catană de la SAP Gomez Carei, pe care a învins-o prin abandon în repriza a patra. Convocată la lotul național la începutul acestui an, lăcrămioara Perijoc face parte din delegația cu care România va participa la campionatele europene de box programate luna viitoare în Polonia.